venit un pic astăzi la amiaz, pentru că nu știam ce să se întâmple aici și pentru că am murit, m-am pus în pat și am dormit o oră. Și după ce m-am trezit, tot a fost minunat și m-am simțit foarte cald și foarte aproape de mine, m-am simțit în emoția mea, mă simt foarte bine. Deci, cum să spun, îmi dați încredere, mi-am dat încredere să mă duc în visul meu. Că o să vorbesc, o să fiu actriță, că o să fac oamenii mai fericiți, că o să-mi spun poveștile de viață. Mi-ați dat încredere foarte mare și vă mulțumesc din suflet. Carina, ce le-ai spune celor care sunt acum în sală pentru a-i determina să vină să-și ia un discurs și să vorbească aici în față? De ce ar face lucrul ăsta? Ar face lucrul ăsta pentru că pot. Fiecare dintre voi poate. Orice vă spune mintea voastră, că nu aveți talent, că nu se poate, că nu e adevărat, că nu vă mai comparați cu nimeni. Am făcut asta 40 de ani. Și așa cum mă vedeți, întotdeauna din comparație ieșeam undeva pe locul 2, 3, 5, 7, 10. Incredibil! Adică nu vă mai comparați cu nimeni, pentru că puteți. Și aveți încredere și încercați o dată și dacă prima dată nu vă iese, o să vă iasă a doua oară și a treia oară și tot o să vă iasă. Mulțumim frumos!